uită la el. Sărac. Îmi tolerează șederea în casă. Bun. Salutare YouTube și bine ați venit la un nou episod de vlog. Trebuie să încep cu o scurtă apology că n-am mai scos un clip de, nu știu, două săptămâni, să tot fie, habar n-am, nu m-am uitat încă. Dar sunt prins cu pregătirea, clienții, etc, tot bragging-ul despre cât de mult muncim noi în viața reală. Și da, nu am mai făcut. Dar gata, azi m-am mobilizat, am prins o zi liberă și am primit un clip. Am primit același clip, mă rog, același link de la mai mulți oameni și astăzi o să ne uităm la Zani, care practic descrie un plan alimentar. Basically m-am uitat la 3 minute dintr-un clip de 20. Erau niște easter eggs de astea, gen cam pretty dumb așa. Nu știam că Zani face vlog și aparent are cam 100 de cap pe YouTube, adică face. Și na, astăzi o să ne uităm la el și o să na, facem caterincă și o să vedem despre ce este vorba. Without further ado's, stați să-l dau pe băiat de la început. Bă, ce-am uitat! Aoleu! Good. Măi, ia să vedem noi ce zice Zani. Good. Let's fucking see. O să punem pauze regulate după fiecare căcat pe care îl spune sau după fiecare lucru bun sau prost pe care îl spune și o să zicem da sau nu, basically. Well, enjoy! Tavere! Băi, stai, Sol, Huawei este dracu, marca primăriei. Cine a parat pe chestiile astea nu a avut viață. Eu am fundul sită, e ingredientul secret. Ah, man, efectiv este... V-ați observat că glumele cu steroizi sunt făcute de oamenii care, efectiv, mă rog, glumele despre doping sunt făcute de oamenii care nu sunt dopați, în mare parte? Glumesc, era doar un glumă, de-aia am făcut vlogul ăsta, să mă glumați. Funny. Funny. Ce să zic, funny. By the way, ăsta cu Lewis Hamilton este un căcat. Azi a venit cu un episod special pentru voi, pentru că m-ați întrebat cu toți Zanidachi cum ai reușit de la 50 de kg cu televizorul în brațe, pe lângă că ai reușit să îl spargi pe gheboasă, Zanidachi, cum ai reușit să te îngrași după? Și răspunsul la întrebarea voastră este simplu. Este cu multă muncă, mult de vădame, multă mâncare, antrenamente sale. Și o să începem să vă arătăm rutina de dimineață, inclusiv shake-urile care sunt cele mai importante de dimineață, cât te trezești dimineața, ce mănânci, ce mentalitate trebuie să ai și ajungi de la 56 la 66 de kg în 2-3 luni de zile, 10 kg, dacă te ții de acest regim. Să începem, da? Deci, ce ziceam la început cu tot bragging-ul despre cât de greu este să pui 10 kg de masă corporală? Atenție, masă corporală, da? Dacă o să se folosească termenul de 10 kg de masă musculară în vlogul ăsta, eu bag un pumn în laptop ăsta, jur. Dacă zice că a pus 10 kg de masă musculară, efectiv bag un pumn în laptop. Pentru prima oară te trezești de dimineața, asta înseamnă să dormi toată noaptea, ai nevoie de... Bro, aia chiar e o siringă, stați așa, deci pe ușa frigiderului, ne mai uităm o dată. Să începe, da? Pentru prima oară te trezești de dimineața, asta înseamnă să dormi... Easter eggs în Zani, 10 kg de masă musculară. O să presupun că e carnitină, nu știu, mă rog, poate chiar a pus-o la mișto și se așteaptă să o găsească cineva, I don't know. Dori toată noaptea, ai nevoie de odihnă. Te-ai trezit dimineața, eu vă zic din baza mea, da? Din experiența mea, am luat cunoștințele la nivelul ăla de profesor, de fitness, de alimentație, vă zic ce am făcut eu și ce a funcționat. Aici avem ouă, brânză, Cinstit, o frază cinstită. De-aia nu trebuia să zică că, pana mea, dacă faci, trebuie să zic că la început că dacă faci ce fac eu, ajungi și tu să iei 10 kg. Shut the fuck up,
Zi așa că a funcționat pentru tine, că e cinstit, gen. Deci că mai ai niște mezeluri și de ce dimineața după ce le iei pasta și ți le pui pe masă frumos. Aici vorbim despre o omletă, da? Și niște roșii, dacă ai și castraveți, este recomandat. Mai scos și afinele astea pentru shake-ul, dăm acolo pe care vi le arăt imediat, pentru că ăla este cel mai important. Cine vrea cu lapte și nu are toleranță la lactoză. Da, bine, aștept să văd cât de important e shake-ul. Poate să bage cu lapte, eu mă sper că e rău de tot dacă bag cu lapte. Și ai frumos aici roșiile, da? N-am să stau acum să vă gătesc, îți dai seama. Doar arăt ce vă trebuie. Trebuie să nu fiu metat asta de dimineață, nu e dimineața ca să fac, dacă era dimineața mă trezeam direct cu voi. Făceam brânză, ouă, scut doar de vă rog frumos, încercați să băgați 3-4 ouă, depinde câte probleme ai cu ficatul, sau că nu mă înșel de unează la ficat, da? Da. Cum ai zis, tu dacă nu te înșeli, dar problema este că te înșeli. Ouăle nu dăunează la ficat. Am discutat asta de 1000 de ori. Puteți mânca câte ouă aveți voi nevoie pe zi. Există o concentrație mai mare de HDL în ouă decât de LDL, iar concentrația de LDL fiind atât de mică, cantitatea de ouă pe zi care ar putea să crească indicele LDL în corp ar trebui să fie extrem de mare. Vorbim de 10 de ouă, la nivelul zecilor de ouă, și nici măcar acolo nu vor provoca o creștere atât de mare a ficatului. Mă rog, ba da, pentru că ulterior va fi și un aport caloric foarte mare, dar nu, ouăle sunt 100% safe, bineînțeles, și chiar sunt o grăsime bună, o grăsime sănătoasă, conțin mai mult grăsimi sănătoase nesaturate decât saturate. Roșii, legumele și fructele neapărat să băgați și o cafea dimineață, kiwi, pentru că tu trebuie să mergi la toaletă în continuu. De asta trebuie să faci și fructe și legume, pe lângă proteine, te ajută cu digestia. Tu trebuie să mergi la toaletă, trebuie să scoți ca să poți să bagi înapoi mâncare, pentru că ai trebuie să ai multe mese pe zi. Ai băgat brânză? Bă, he's not kinda wrong, adică în afară de aia cu trebuie să mergi, nu trebuie să mergi de foarte multe ori la toaletă, dar da, trebuie să ai un aport de fibre ridicat și dacă nu poți să iei aportul ăla de fibre din, nu știu, Whole Foods, pana mea, orez brun, paste integrale, pâine integrală, ovăz și așa mai departe, poți să iei un aport foarte mare de fibre din fructe și legume. Of course, dar da, foarte important pentru digestie. La fel și cafea e un factor important al digestiei, mai ales dimineața. Și da, este ok să beți cafea cât să aveți o digestie bună, dacă simțiți că aveți o problemă cu digestia, dar nu trebuie să mergi la toaletă în continuu ca să poți să... Adică nu ăla e... Digestia nu se manifestă în momentul în care tu te-ai dus, you took a dump și după aia zici, oh, gata, s-a digerat tot, mai băgăm în cotură. Funcționează chiar așa. Care are și proteină, e și calciu că e lactat, dacă nu mă înșel, nu greșesc, dar eu folosesc... Foarte mult calciu, da. Brânza, de ce să fac o deștept? O folosesc de fapt care are multe calorii. Pentru că nu pot să mănânc prea mult și nici nu-mi place să stau să-mi fum de toate. Pun brânza, are multe calorii, pui 100-200 de grame de brânză. În omletă îi dai și gustul genial. Dacă ai pus și bacon întâi cu unt, călit întâi baconul, călit în unt. Și după torni brânza cu ouăle, separat pui, dacă vrei poți să pui și șuncă. Ai făcut o omletă undeva la vreo 600 de calorii, 700 de calorii, e perfect. 4 ouă, 400 de calorii, o 200 de grame de brânză, 500 de calorii, deja 1000 de calorii. Dacă mai pui și bacon și unt, hai să zicem 50 de grame de bacon, mai scoți vreo 100 de calorii, 150 de calorii, mai pui și, nu știu, 20-30 de grame de unt, mai 160 de calorii, cu încă niște legume pe care le mai mănânci și cu niște șuncă pe acolo, bosulică, ai de 3 ori mai mult, ai aproape 1500 de calorii. Nu ai niciun caz 600 de calorii pe masa aia. Și ăsta este motivul pentru care este foarte important, oameni buni, să vă contorizați toate lucrurile pe care le băgați, pentru că altfel scoateți chestii de-astea pe gură. Tu crezi că mănânci un anumit aport caloric, când de fapt tu mănânci poate de 3 ori mai mult, poate de 2 ori mai mult, poate de 3 ori mai puțin, poate de 2 ori mai puțin. În niciun caz toate lucrurile pe care le are el acolo nu constau în 600 de calorii. Și da, nu cred că și-a calculat chestia asta și da, cred că ăsta este un factor important pentru care el a crescut în greutate. El știe că au multe calorii, iar calculul din mintea lui nu se pupă cu calculul de pe MyFitnessPal. Și therefore a reușit să crească în greutate fără să știe exact ce face. Ăsta este un caz strălucit. Cel mai bine, un caz foarte lucky cumva,
Cel mai bine ar fi să vă fucking calculați că durează 20 de secunde tot ceea ce băgați în gură. Este extrem de simplu. Atât de simplu încât oamenii cred că de-aia refuză, că e atât de simplu. Pentru că după ce mănânci omleta asta super delicioasă, vă jur că e super delicioasă dacă pui și brânză, și bacon, toate făcute nunt, nu ulei, atenție. După vii aici și o să vă arăt și culul magic. Ce nu am aici, am câteva ingrediente, dar pe parcursul facem, vă spun. Începeți cu ovăzul. Ovăzul, dacă băgați de 2-3 ori pe zi shake-ul cu ovăz, e perfect. Puteți să-l băgați și cu iaurt, și cu banană, și cu proteină, dar cel mai bine îl băgați cu iaurt, ori în shake, da? Și avem pe shake 2 cupe, înseamnă 60 de calorii. Nu, sunt prost rău de tot. 2 cupe înseamnă 150 de calorii, o cupă e 30 de grame. La 120 de grame de ovăz, asta e a treia, asta e a patra, 4 cupe de ovăz. Ovăz, 120 de grame, da? Înseamnă 300 de calorii. Mă îndoiesc că sunt 120 de grame acolo. Dar fie, o cupă de 30 de grame plină cu whey, o cupă plină cu whey s-ar putea să aibă 30 de grame. Dacă umpli aceeași cupă cu un alt aliment care este mult mai greu, nu vor fi tot 30 de grame. Fucking makes no sense. Adică e ca și cum îi spune că umplu cupa aia cu fier forjat și are tot 30 de grame. Off, off. Aici e și proteină, și fibre, și calorii, și carbohidrate. Deci... și calorii, ai și calorii, cupa. Mor. Funny, funny. Trebuie să ai calorii, nutrienți buni. E o lingură, fratele meu, și îți bagi frumos o lingură de mix de semințe. Aici am un mix de semințe, mi l-a făcut cineva, sunt de toate, nu? Și yin, și mac, și rac, și tac, nu mai știu să zic pe bune, dar faci un mix de semințe, faci o lingură. Asta e muncă, te trimite la toaletă, da? E digestiv, foarte tare, îți spui o dată. Cum e digestiv când grăsimea se... macronutrientul care... oh, se digeră foarte greu. Cum este, cum te trimite la toaletă? Nu te trimite la toaletă, bro. Se digeră cel mai greu. Așa. Mai ales cu ovăz. O semințe. Deci e mai mare dragoste să ți le faci de dimineață. Aici avem fructe congelate înghețate. Ai deschis asta. De-ai recomandat, poți să bagi chiar mai multe fructe. Nici nu mai bag cu lingura, bagi la ochi. Bagi la ochi cam un pumn. Dacă nu chiar doi, dacă vrei să fie mai gustos. Asta e bun pentru, fructele sunt astea congelate, sunt bune pentru... Sunt foarte curios pentru ce sunt bune. Oxid... Of! Fuck! Sunt... Antioxidanți. Antioxidanți. Zi așa, antioxidanți. Naturali. Săi. Dezoxidanți. Deci vine, dezoxidanți, oxidanți. Pune asta la montaj, vreau să-ți vadă că-s prost. E cum e, cum pui uleiul sau nu știu ce pe fier să nu ruginească, tu iei afine și chestiile astea, spală mațele, ceva de genul. Ați înțeles? Nu, ales fibrele care spală mațele, dar e ok, e ok. E bună comparația cu uleiul pe fier, da, da, da. Ceva de genul, da, bravo. S-a cumva he redeemed himself pentru dezoxidanți. Păi, bine, ca să zic cât de prost sunt, dar eu vă zic pentru că eu am ajuns. Ai băgat ovăzul, ai băgat fructele, să moară sora mea Gianina, avem aici proteină, dar e proteină izolată, adică sunt mai multe feluri de proteină, asta e proteină specială, cea mai șmecheră, izolată, deja vă dați seama ce înseamnă. Diferența de la izolat la concentrat și la hidrolizat este foarte mică. Într-adevăr, diferența de la concentrat la restul e măricică din cauza că ai mai multă proteină în izolat și în hidrolizat per 100 de grame. Însă, diferența majoră a digestiei nu e atât de mare. E în termen de minute. Deci nu e atât de specială proteina. Și oricum nu mai există concentrat pe piață, sincer, decât dacă mai fabrică Redis ceva. Adică tot ce găsești pe piață, acum sunt izolate și hidrolizate, gen. Scuzați că folosesc gen. Izolată. Adică ai luat jegul, l-ai dat afară din ce e bun și ai păstrat doar bun. Ai înțeles? Nu așa funcționează, dar mă rog.
HIV ocupă una cu vârf așa de proteină, sunt undeva la 30 de grame de proteină, cred chiar aici pe spate, în fine, da, undeva la... Again, nu sunt 30 de grame, bro, calculează-o, bă, mă zgârie pe creier chestia asta, să mor eu, că dă gramaje, adică dacă începea și zicea, bă, nu calculez, frate, nimic, mi se rupe, efectiv mi se rupe, nu calculez nimic, pun la ochi, dar zice că nu calculează, pune la ochi și după aia spune cam cât ar fi. Ce pana mea, sunt medium? 30 de grame de proteină. Dacă pui cu vârf, sunt 30 și ceva, că ocupă fix, zice că are 27 de grame de proteină. Dacă pui cu vârf, are 30, dar 30 ceva. Ai adăugat și cupa de proteină. Bun. Dacă vrei pula ta, bai și puțin din ăsta. Remember, doar dacă vrea pula ta. Asta e carbohidrat praf. Are în el ce are? Are 3 în 1. Este și proteină, și creatină, și carbohidrat smart. Deci omul și-a făcut gainer. Omul și-a făcut gainer. Ca să vedeți. Da, e fix. E limită pe rispiana. Deci omul și-a făcut gainer cu ovăz, cu pafine și cu nuci și cu whey. Și după mai pune și gainer praf peste. Basically, rolul gainerului este ca voi să primiți o masă ușoară, adică rapidă, sub formă lichidă, numai trebuind ca voi să vă amestecați toate ingredientele până în același bol și să le băgați într-un, era să zic smoothie maker, într-un mixer și așa mai departe. Practic vă scutește de toată munca pe care el a făcut-o până acum. Da? Poate nici n-aveți mixer. Okay? Bun, și atunci vă cumpărați un gainer pudră, pana mea, calculezi pudra aia, ți-o pui în shaker, pui apă, amesteci și mănânce la practic. Ce face el acum e că își pune gainer peste gainer. Un smart carbohidrat, creatin blend și premium whey protein, da? Asta e pentru bulking, dacă vrei să te bulkuiești. Mai poți să bagi o cupă de asta, asta e 200 de calorii, 10 grame de proteină pe cupă, dar important este acest shake să-l facem mai mult de... A, nu își pune, foarte bine, foarte bine, bravo, 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 bravo. În alimente decât din praful, până acum am băgat doar o cupă de praf. Nu, nu e important, e the same shit dacă ești la macronutrienți cu aceleași valori, este fucking the same shit. Dacă macronutrienții sunt aceiași, dacă ai un carbohidrat care este bazat pe fibre și nu pe zaharuri, este fix the fucking same shit. Dacă te bazezi pe prafuri sau te bazezi tu să-ți blenduiești singur alea, nu este absolut nicio diferență. Toată combinația... Și n-am dat gainer în viața mea la nimeni să pia și n-am luat în viața mea gainer, adică sunt cumva anti chestia asta și totuși... Științific vorbind, este același lucru. Ce bagi în gură este același lucru. Când intri în stomac este același lucru. Asta dau o banană. Da, banana are undeva la 100 de calorii. Eu n-am banane acum, deci nu o să bag banane. Secretul meu, ca să mă duc bine în calorii și să nu bag prafuri, îmi iau mai mult carbohidratul din biscuiți, vei. Părerea că dă un gust magic, fenomenal, la acest shake, biscuitele ăsta, are foarte multe calorii și e carbohidrat pur, da? Am înțeles. Am înțeles teoria. Acum mă bat cu ăsta că cine a îmbarat chestiile astea nu a avut viață. N-a avut ce să facă acasă. Cred că stă o oră și cred că le îmbarează în așa fel încât să nu le mai deschizi tu. Fiecare client care se bucură de biscuiții lui, ăsta vânzătorul, furnizorul, se supără. Cealaltă nu l-am închis destul de bine. Un biscuit de ăsta, vă jur, trebuie să aibă undeva la 50 de calorii. E foarte mult, 50 de calorii pe un biscuit, e foarte mult, dacă nu, 40, 50, 60, acolo vede. Dacă ai băgat 1, 2, 3. Mă îndoiesc că are 50 de calorii, dar mă rog. Cam atât bag eu, 3, 4, te-ai dus deja doar din biscuiți ăștia 4, care sunt foarte buni, că dau și un gust bun la acest shake, te-ai dus deja cu plus 200 de calorii. Deci avem 300 de calorii din ovăz. Deci bun. Facem noi calculul înainte să-l facă el. Deci ai 120 de grame de ovăz. 120 de grame de ovăz sunt 375 de kilocalorii pe 100 de grame, plus încă 20 de grame, sunt încă 37 de calorii ori 2, sunt 74 de calorii, plus 375, sunt 440 de calorii doar din ovăz. Da? Am mai pus și 100 de grame de afine, hai să zicem încă 50 de calorii, sunt 500 de kilocalorii, plus biscuiții lui pe care... Da, a zis că au 50 de calorii bucata, sunt 700 de calorii. Plus whey-ul, sunt 35 de grame de whey, cam 120 de kilocalorii.
720 de kilocalorii plus mixul de semințe unde a pus o lingură plină, hai să zicem 20 de grame, 6 ouă, încă 120 de calorii, deci 840-850 de calorii pe acolo. Hai să vedem la cât ajunge el. 120 de grame de ovăz, 4 cupe, adică 300 de calorii. Aici, finele astea sau cele care sunt congelate, trebuie să fie vreo 50-60 de calorii. Deci avem 360, cupa de proteină are undeva la 100 și ceva de calorii. Deci avem 500, putem să spunem, lejer, deci 360 cu vreo 100 și ceva, pe la 500. Plus biscuiți încă vreo 200 de grame, cam așa, undeva la 650-700 să aproximăm așa. Ai și o lingură de semințe, aici ai undeva la 50 de calorii, 60 de calorii, deci te duci în 710 în fix, plus minus. Mai bine pui mai multe calorii decât mai puține dacă ești pe bulking și vrei să crești. Avem foarte multă proteină, pe aia nici nu mai calculăm că e foarte mult. Oricum, pe masă, tu poți asimila maxim 45 de grame de proteină. Și... Fals! Da, hai să-l auzim ce zice. Mai bine e mai mult pentru că la o masă nu asimilezi toate gramele de proteină, de-aia mai sunt anumite suplimente care te ajută să asimilezi mai multă proteină, un procesaj mai mare de proteină. Care sunt? Ia, zic care sunt. Proteină din masa pe care o ai. Faci alt supliment. Mă rog, trecem la supliment. Deci, în primul rând, s-a înșelat cu vreo 100 și ceva de calorii, că pana mea am calculat acolo, sunt 850. Doi la mână, asimilezi toată proteina pe care o mănânci. Dacă la o masă mănânci 1000 de grame de proteină, tu asimilezi 1000 de grame de proteină. Și o să avem discuția asta acum, pentru că efectiv mă sparge pe creier. Deci, conform legilor termodinamicii, dacă nu suferi de vreo patologie genetică, de fapt, nici măcar de o patologie, dacă tu nu regurgitezi masa pe care tu tocmai ai mâncat-o, adică după ce ai mâncat, dacă tu nu te duci să borăști sau ai vreo patologie care pur și simplu nu permite alimentelor să fie digerate și ele curg prin trubul tău digestiv exact cum au intrat, mă rog, cu puțin suc gastric și tu le elimini prin scaun, adică dacă elimini alimentele pe gură sau pe anus, basically, imediat după ce le-ai mâncat, doar în cazurile astea, tu poți să nu asimilezi. În restul cazurilor, conform legilor termodinamice, tu nu ai cum să nu asimilezi. Este absolut imposibil. Mănânci 100 de grame de proteină la masă, 100 de grame de proteină de la masa aia vor fi digerate și asimilate de corp. Că nu se duc spre muscle protein synthesis decât 25, maxim 30 de grame de proteină în cazurile bune, asta este altceva. Însă restul gramelor de proteină care nu merg spre muscle protein synthesis vor merge pentru a susține celelalte funcții vitale ale corpului. Nu uitați, 20%, între 15 și 20% din proteina pe care voi o mâncați va fi ars, vor fi arse caloriile alea din proteină ca să susțină procesul de digerare a proteinei. Efectul termic al mâncării, ok? Ne întoarcem iar la efectul termic al mâncării. 15% din proteina pe care tu o mănânci va fi arsă ca să susțină procesul de digerare a proteinei, de asimilare a proteinei. Deci extrem, extrem de fals. Da, într-adevăr, 20-30 de grame vor merge spre muscle protein synthesis. Asta în cazul în care tu te-ai antrenat și există un stimul și au ce să construiască aminoacizii aia. Dacă nu există un stimul, restul proteinei va merge ca să susțină celelalte funcții vitale ale corpului. Să mergi, să respiri, să mănânci, să te caci, să te duci, să te antrenezi, să alergi și așa mai departe. Să te scarpini în nas, să transpiri. Sunt o grămadă de funcții ale corpului și o grămadă de organe care au nevoie de proteină. Vor funcționa pe bază de proteină și aminoacizi. Nu merg toate spre muscle protein synthesis, într-adevăr. Dar nu înseamnă că nu se asimilează. Nu mai folosiți sintagma, nu se asimilează, pentru că este extrem de falsă. Proteina se asimilează. Asta dacă voi nu o dați afară pe gură sau pe fund, imediat după ce ați mâncat-o. În rest, fals. Let's keep watching. Face treaba asta, enzime digestive, chestii, trestii. Enzimele digestive nu te ajută ca tu să asimilezi proteină. Enzimele digestive te ajută... Ajută flora intestinală să aibă o digestie mai bună. Atât. Bun. Am băgat toate astea. Tu dacă vrei să ții creatina cu tot cu și cu ăsta, poți să dai și praful de creatină, numai că nu... Și să digeri cumva alimentele puțin mai repede. Dar, again, nu abuzați de enzime digestive, cum era căcatul ăla de trend pe TikTok,
cu ăla în pana mea de bă, își dăduse, nu știu ce căcat își dăduse și în două luni și-a dat el seama că, bro, enzimele digestive l-au ajutat să arate în halul ăsta, că nu lua el enzime digestive la masă. Bă, atât de mult marketing de ăsta fals, extrem de fals. Nu există niciun supliment care să te ajute să metabolizezi proteina mai bine sau să o asimilezi, pentru că corpul deja se ocupă de acest proces. Numai creatina, pentru că se pierde creatina, că mai rămâne shake pe marginea mea, așa că mai bine creatina o bagi după. Asta este shake. Legit, aici are dreptate. Eu îl iau cu apă, pentru că v-am zis, mă strig la stomac de la lapte, dacă îl combin la lapte cu proteina. Bun, deci omleta plus shake-ul ăsta, 1850 de aproape 2000 de calorii, că am zis că pune și șuncă, deci se duce spre 1200, deci și-a luat 2000 de calorii din două mese. Asta așa, la un mic calcul. Asta am o problemă la sumat, nu? În funcție de cât apă bagi, e mai lichidos, în funcție de dacă bagi mai puțin, e mai greu de băut, e mai gros, evident, nu? Acest și care acum 700 de calorii, dacă mai faci o banană, duce 900, ideea e că la un moment dat îmi făceam shake-uri din 1000 de calorii. Dar ai și omleta, vreau să mănânci omleta, de 600-700 de calorii o faci. Înveți caloriile dacă scrii pe internet, 100 de grame de brânză, 100 de grame de aia, așa le-am învățat și eu pe de roz, le calculez din ochi, așa? Calculezi să faci omleta. Am văzut ce bine le calculează din ochi. Am văzut și eu calorile pe net. O să calculez din ochi. Copii, dacă vă uitați la asta, vă ia 20 de secunde, că am văzut că la boomer nu există succes pe partea asta de a calcula macronutrienți, doar deschideți un Eat & Track sau un My Fitness Park și calculați-vă ce băgați în voi. O să fiți surprinși care, cât de mare este diferența. Asta de ce este 600-700 de calorii, de ce nu? Proteină multă. După ce mănânci omleta, aștepți vreo 40 de minute, o oră, și după poți să bei lejer shake. Lejer? După o oră? Păi nu se digeră, mă, toate grăsimile alea în 40 de minute. În 40 de minute se digeră toate grăsimile alea. Tot ce a mâncat el, 1000 de calorii la masă aia, se digeră în 40 de minute. Bă, sunteți nebun la cap. Cum să nu băgați lejer shake-ul după un shake de 800 de calorii? Jesus fucking Christ. Shake-ul poți să-l bei mâncând în același timp biscuit, ca să nu-l bei direct. De ce? Pentru că tu trebuie să trimiți mesaj stomacului tău că trebuie să digere. De aceea trebuie să emane enzime digestive. Alea te ajută să asimilezi mai bine proteina. Ca să-i trimiți acest mesaj, tu trebuie să mesteci. Dacă bei, nu prea dă enzime digestive. De aceea... Bă, cum a scăpat videoclipul ăsta nevăzut până acum și ne reacționa de nimeni? Întreb și eu, de curiozitate. Sunt de multe lucruri efectiv ne la locul lor. Bro, dai mesaj stomacului. E ca la gumă. Ce? E bine, întâi mesaj, două dată de biscuit, mai bei de shake, mai bine. Că nu ajung toate în același loc, știi ce zic? Că ajunge shake-ul fiind lichid în stomac și stomacul zice... Nu, ăsta e lichid, nu e mâncare, nu o să fac enzime digestive, nu secret suc gastric pentru ăsta. Mă piși pe el, e lichid. Grea, bă, biologia, grea, rău. Mesteci două, mai bei din ce și combini mestecatul cu băutul ca să fie fix o masă. Aici avem doar puțin praf de proteină, deci poți să zici că nu ai băgat doar prafuri în tine, cum zic mulți. Ai chiar produse foarte bune, numai că nu mai trebuie să le mesteci. Mesteci biscuiții ăștia și în total, dacă bagi și banana, ar avea 800 și ceva. Dacă mai mănânci niște de ăștia ca să și mesteci, undeva la 1000 de calorii. Deci după omleta de dimineață, la cât e dimineața ta, fără 7-8, ai băgat omleta după o oră, cam așa bagi și cu ăsta. Și după, gata, te oprești, mergi la antrenament, încerci să nu te umfli, în funcție de ce antrenamente faci. Dacă faci sală și static, poți să mănânci, că... Dar dacă ai de-alea de alergat, dacă mergi la box și îi bați pe toți în sală, exact cum fac, că bam, 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 nu mă mai opresc direct. Când văd că sunt gerează de adversarul, trebuie să am alt adversar imediat și trebuie să trec din adversar în dușman, în dușman, în dinamic. Bun! După antrenament, trebuie imediat să-ți bei shake-ul de proteină. Eu după antrenament mă... Nu trebuie neapărat să-ți bei shake-ul de proteină. Și vă rog, dacă vă antrenați, cu minim două ore înainte de vreuna de mesele astea, nu o luați și pe cealaltă, vă implor, pentru că o să borâți în sală. Please. Combinam proteina izolată cu praful carbohidrat bulk.
îl bei frumos, îți faci un shake de vreo 300-400 de calorii, dacă nu chiar și 500 poate să aibă shake-ul. Mănânci un pumn de afine și imediat după jumătate de oră după ce ți-ai băut shake-ul, bagi mâncare. Ce bagi ca mâncare? Păi ai băgat bossului mâncare. Ai băgat alea 300-400 de calorii, plus un pumn de afine 450 și ai avut și carbohidrați la masa aia. Ai avut și proteină la masa aia și singura diferență este că sunt carbohidrați și proteină sub formă lichidă și o să se digere o leacă mai repede, dar asta nu înseamnă că o să-ți mărească digestia în materie de ore, adică tot o să ia corpului undeva la o oră jumate să digere acel shake pe care tu l-ai făcut, în care ai macronutrienți compleți și aia este o fucking masă. Din păcate pentru tine că afli acum, aia este o masă. A 30 de minute, dacă mănânci o altă masă, s-ar putea să fii cu digestia la pământ. Mâncare, păi fratele meu, nu știu exact ce-am pe aici, dar deschid și tu frigiderul și trebuie neapărat să găsești niște carne. Uite, iau niște creveți, de exemplu, jur că-i fac astă seară, jur că fac astă seară creveți ăștia, deja mi s-a făcut poftă, dar când i-am văzut, nu-i fac, nu mai am mâncare frigider, nu-i fac. Mai fac, jur că-i fac pentru că am orez și se potrivește perfect, exact așa am slăbit, știi, spunând că fac și n-am făcut nimic. Da, după ce ai cura, bagi piele de pui, cu orez și trebuie neapărat să ai și ceva legume pe lângă, da? Ori fasole, ori spanac, ori bagi, nu știu, niște morcovi cu ceva, le toci, le călești puțin, neapărat să ai și legume, ca așa zic ăia mari. Musculoși, da? Nu neapărat să ai și legume, adică da, e un common practice foarte bun să îți pui legume la masă și da, sunt de acord cu asta, dar din punct de vedere lexical nu, și științific nu există cuvântul neapărat în nicio dietă. Mai trebuie să ai o masă. Bă, și unde vreau să ajung? Ce-i costa pe care vi l-am arătat de foarte bine să-l ai de 2-3 ori pe zi? De ce nu? Deci îl avem pe... Deschid un calculator să facem un calcul rapid. 8 ori 3, 24, 2400 de calorii plus prima masă 1000 de calorii, 3400 de calorii plus 400 de calorii post-workout, 3800 de calorii plus încă o masă de piept de pui cu orez, hai să zicem 100 de grame din fiecare, 125 plus 375, 500, mamă, 4000 și ceva de kilocalorii, boss, pe o zi. Ăsta de 1000 de calorii undeva pe acolo, da? Ai băut shake-ul de după sală de 500 de calorii, care e doar praf, proteină cu carbo, ai și mâncat după. După ce mai mănânci de vreo 2 ori până seara, îl iei din nou pe ăsta înainte de somn, înainte de culcare, creatină, vreau să vă arăt și la suplimente ce avem aici. Calciu, magneziu, zincu, ashwagandha, cofeina doar în zilele în care n-ai timp să-ți bei cafea sau nu face treabă cafea sau te simți molișit. E un fel de pre-workout, adică știți tu ce face cafeina, e cafea în formă de pastilă. Vitamina B, vitamina C, vitamina D3, în zilele care nu ieșiți afară din casă, vitamina D3 te ajută să asimilezi calciu, calciu pe care nu-l asimilezi absolut deloc dacă nu ai vitamina D3 în corp. Da, ai vitamina D3 în corp dacă o zi înainte ai avut vitamina D3 în corp. Și da, calciu se va asimila, nu este nicio problemă. Dar cumva, kind of true, că dacă stai în casă ar fi bine să iei vitamina D3. Bottom line este că 5 minute de expunere directă la lumina soarelui vă asigură 100% din necesarul de vitamina D3 în fiecare zi. Cam asta e. Dacă vreți să evitați să dați 30, 40, 50 de lei pe un supliment de vitamina D3 în timpul sezonului cald, asigurați-vă că aveți 5 minute pe zi de expunere la lumina soarelui. Pare rău, vă duceți până la magazin sau duceți bunoiul. Simplu. Pe care iei de la soare. Deci dacă nu ieși din casă sau e iarnă și n-ai chef să ieși din casă, iei asta și ca și cum ai sta la soare. Wow, ce tare tehnologie, nu? Cred că n-am încurcat informația D3-ul cu calciu. Așa țin eu minte, că D3-ul te ajută să asimilezi calciu. Dacă greșești, spuneți voi în comentarii, dar așa cred că era. Asimilezi absolut orice din tot ce ai tu pe masă acolo, independent una de cealaltă. E ok. Dar nu cred că am uitat. Și dacă am greșit, o să ziceți ce prost, sigur era zinc sau... Nu, era calciu toată ziua. Fără de trei nu duci calciu. Perfect. Și cel mai important pentru corpul tău este omega-3-ul, magneziu, calciu, zinc. Astea patru sunt cele mai importante, dar cel mai important pentru oase, ligamente, bamba, omega-3-ul. Da? Ce? Cum oase, ligamente, omega-3? De unde? De unde această informație?
Dacă ai antrenamente super periculoase și simți vrei să te recuperezi mai repede, dai frumos și un cum e, colagen, pilule, ori... Extrem de fals și v-am pus săptămâna trecută studiul ăla bazat pe colagen. Ultimul studiu din regnul colagenului sună în felul următor. Dacă ai un intake suficient de aminoacizi pe zi, adică proteină, suplimentarea prin colagen este absolut inutilă și nu va aduce niciun beneficiu până cât. Echid cât un capac dimineața ori seara, nu mai știu exact când se lua, în fine nu contează. Suplimente foarte importante, creatina, și creatina reține apa în mușchi. Îți dă o senzație. De că e cu Andy Popescu. Ce mai mare flex. Asta e, să zică lumea, că creatina reține apa în mușchi. Te dăm, dar nu cu mult. Dar îți crește puterea semnificativ, adică dacă... Dar într-o lună începe să-și facă efectele, o lună, două. Cum te pompezi? Cam între 17 și 20 de zile există, ajunge corpul la supra-saturație prin, la saturație de fapt, prin doza zilnică de administrată de creatină. Reține apa în corpul zău mai multă furt. Și nu își face efectul într-o lună. ATP-ul este instant, adenozin trifosfat. Ești puțin mai, dar nu mult, nu te aștepta să-ți facă cine știe ce, dar este foarte bună creatina, este o substanță pe care oricum corpul tău o elimină, așa că tu îi dai mai mult pentru că vrei să... Corpul nu o elimină, o folosește, o produce, nu o elimină. Corpul produce ATP și creatină în fiecare zi. Tu doar suplimentezi având un efort mai mare decât cât poți tu să produci în mod normal. Atât, e atât de simplu. Beneficiez de mai multe. Aminoacidul, ce face aminoacidul? Aminoacidul ajută proteina, pentru că aminoacidul te ajută să te recuperezi mai repede și nu mai știu ce făcea țesutul de aminoacid cu proteina, se completează unul pe alta, un aminoacid cu proteina. Deci foarte bine. Bă, coaie. Bă, cum a scăpat, bă, clipul ăsta? Bă, cum a scăpat clipul ăsta? Deci aminoacidul și proteina sunt aceleași lucruri. Does he know that? Știe chestia asta? Că proteina este compusă strict și doar din aminoacizi? Și că el are acolo o listă cu niște aminoacizi pe care ia, dar probabil nu o listă completă? N-are tot profilul aminoacidic pentru că atunci ar deveni fucking proteină? Știe asta, nu? Că are doar niște aminoacizi defalcați. Și că sunt aceleași lucruri. Practic același lucru. Depinde ce aminoacizi are el în aia. După antrenamente sau înainte de somn, ia-ți, aici pot să iau pastile. Iei 5 pastile de aminoacid. Da. Oricum scrie pe spatele lor, ai tot ce vrei. Aaa, ce-am uitat, vere! Shake-uri, știam eu că nu e complet ceva, nu era complet în shake-uri. În shake-uri nu era pastile... Nu pusese grăsim, bă. Semințele aia nu sunt grăsimi. El nu pusese grăsimi. Măi. Și cu ăsta de... Cât are? Dacă puneai banana în care 800 și ceva, dacă mâncai și niște biscuiți ca să mese și să bei în același timp, ai undeva la 900 și ceva, 1000, bagă o lingură de peanut butter, vere. Eu am și peanut butter și almond butter. Unt de arahide și unt de migdale. Nebunie, nu? Dar am luat toate de pe Genius Nutrition, tot ce ați văzut până acum. Genius Nutrition. Foarte multă proteină și foarte multe calorii stau într-o lingură de peanut butter sau almond. Asta e mai scump, dar pot să-l iei și pe ăsta, m-am uitat pe spatele lor, nu-s diferențe mari. Și ăsta e și mai ieftin și găleată mai mare, ăsta e scump și mic. Se duce imediat ăsta, în 3-4 check-uri l-ai terminat. Depinde de preferințe, depinde și de buget, că mi-au luat și Dania și Dania, în fine. Sunt fan Genius Nutrition, colaborez cu ei de 8 luni. Dacă mă întreabă cineva, Zani, chiar sunt buni ăștia, băi, vere. Pe piață sunt cei mai buni, cum e iPhone-ul și Samsung-ul și nu mai intră în ochi, pe lângă LG, Huawei. Huawei este dracu, marca primăriei. Nu, nu ții Huawei, Samsung sau iPhone. Dar știm oricând că iPhone este șef. Bun, dar ele au rămas în picioare. Cum este la telefoane așa? La suplimente de-astea de sală. La suplimente șefii sunt cine? Păi de cine ai auzit că-s pe piață, ce mai veche? E Genius Nutrition, mai e Dye Nutrition, am auzit și de G-Beam. Dar eu vă zic, toată lumea colaborează cu Genius Nutrition, eu colaborez cu ei de 8 luni de zile. Toți prietenii mei colaborează cu Genius Nutrition.
Bro, what the fuck is this? Mă așteptam marketing să zici doar da, ce mai bun și punct, dar deja e too much, adică e... Oricum nu sunt cei mai buni, că nu există cel mai bun, first of all, dar bro, this is too fucking much, adică oprește-te în pana aia. Stop it, e embarrassing deja, te faci de râs rău. Dacă vreți să vă cumpărați produse, vă las în descriere și vă zic, intrați pe site ZANNI12 cu 2N și beneficiați de reducere acolo, cu cât luați mai mult, cu atât reducerea mai mare, evident. Puteți să-mi dați tag pe Instagram când vă faceți comenzile și vă dau repost, doar ca să-i inspirăm și pe alții. Cam asta este vere. Să inspirăm și pe alții să mai cumpere pe codul meu. Embarrassing, embarrassing rău. Bă, să l-am făcut de fapt să fac o glumă, nu mai fac glumă asta. De ce să nu fac o glumă? Băi, ca să te îngrași la 56 la 66 de kilograme, toate astea, strictețe, somn, antrenamente, sală. Deci strictețe, în primul rând, o tem de pe listă că n-ai calculat absolut nimic din ce e acolo, deci nimic nu este strict. Da? Nu-ți trebuie toate alea, absolut deloc. Trebuie orice surse alimentare pe care tu le preferi și să fii într-un surplus caloric. Extrem de simplu. Antrenament, somn, odihnă, da, bla, 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 iada, tot Holy Trinity-ul oamenilor meathead care nu știu exact la ce se referă. Da, îți trebuie antrenamente cu un volum specific prin care să te poți recupera și care să prezinte un stimul bun pentru corpul tău. Da, îți trebuie somn. Da, îți trebuie recuperare. Simplu. Încearcă să fii și agil, nu doar sală statică. Încearcă să faci mai multe, da? Shake-urile, tot ce am zis, orez, pui, legume. Încearcă să mănânci și alimente care să te ducă la toaletă, că trebuie să elimini, ca o să ai senzația de balonare. Toate astea vere, lipi. Da, aveți fibre, trebuie să aveți fibre raportate la numărul de calorii și numărul de carbohidrați pe care voi îl mâncați zilnic. Într-adevăr, ca să aveți o digestie bună. Dar o digestie bună, again, nu înseamnă să te duci la toaletă după fiecare masă. Tot ce am zis, da, sală, bă, tot antrenamente, soc, toate astea cu strictețe și toate astea sunt foarte bine combinate dacă mai adaugi un ingredient, ingredientul secret. Seringă de 1 ml cu ac detașabil. Bă, injecții, zang, de două ori pe săptămână, nu exagerați și până într-o lună o să întrebe toată lumea, ce-ai făcut de aici, ce Bine, l-am pus pentru că m-a întrebat toată lumea, bă, ce să nu mai vrei? Dar adică, când, acum se întâmplă, acum și forever, vă rog, nu vă injectați, eu am fundul sită. Ce să vă zic, ne vedem la următorul vlog, sper că ați gustat gluma mea super șmecheră, vere, wow, TikTok, alea? Da, n-am gustat gluma super șmecheră, chiar da. Acum, raportat la primul Easter egg din frigider, nu știu ce să mai zic dacă e o glumă sau nu. Mă rog, bă, YouTube, sper că v-a plăcut. Sper că ați învățat ceva. Milă! Milă! Ce treacu mănânci? Hă? Ce mănânci? Mă rog, trecând peste... sper că v-a plăcut, sper că ați învățat ceva și... Na, mai dați-mi chestii la care să reacționez. This was pretty fun. Na, nu mă așteptam. Foarte unexpected, din toate punctele de vedere. Dar, da, pretty fucking fun. Funny thing. Dați-mi tag, dați-mi... de fapt, trimiteți-mi videoclipul sau dați-mi tag. Și, da, dacă vă place clasicul, like, share, subscribe și v-am pupat până data viitoare. Mm-hmm.